o surpriză și totodată o premieră în spectacolul nostru. În seara aceasta, pentru prima dată, va ieși în scenă să-și prezinte într-o singură poezie o viitoare operă, doamna Olga Pădova, a cărei debut va avea loc în aprilie, iar textul pe care îl va citi este dedicat domnilor și doamnelor de vârsta a treia. Primăvară binecuvântată tuturor persoanelor de vârsta a treia, un mărțișor pentru bunici, soții, mame, în general pentru persoane de vârsta a treia. Înfrângeți teama, făpturi gingașe și pline de blândețe, ați răzbătut prin viață cu tărie. Părinți iubiți, trecuți de tinerețe, înfrângeți teama bătrâneții cu mândrie. Ați plămădit și pâinea și credința și ați crescut copiii în demnitate. Spre tine, Doamne, îți trimit dorință să-i întărești în vremuri tulburate, să le transformi o lacrimă amară în diamant divin de rugăciune, să ocrotești nepoții în drum spre școală, lumină să le dai și înțelepciune. Tu, Doamne, fiilor și fiicelor, dă minte să poarte în suflet veșnic mila ta, cuvântul sfânt, iubirea de părinte, să le inunde veșnic inima.